Corina Căprioriu și Loredana Ohâi și-au mai trecut în cont noi titluri naționale înaintea campionatelor mondiale din Rusia. 150 de judoka din țară au luptat pe tatami la drobeta Turnul Severin pentru medaliile puse în joc în cadrul Cupei României pentru seniori. Printre ei și vicecampioana olimpică de la Londra, Corina Căprioriu, care și-a apărat statutul de favorită, trecându-și în cont un nou trofeu național. Lugojanca venea la Severin după ce se clasase abia pe locul 5 la campionatele europene de la Montpellier. Este foarte important, având în vedere că mă întorc după campionatul european și n-a fost o reușită foarte mult așteptată și mult dorită pentru mine. Este ca un antrenament, având în vedere că tot lotul a venit la Turnul Severin pentru această competiție și rămâneam singură și trebuia să fac doar pregătire fizică. Eu zic că este un antrenament bun. Campioana europeană de tineret în 2013, judoka Loredana Ohâi, începe să-și revină după o perioadă de recuperare venită în urma accidentării suferite la europenele Under 23. Sportiva legitimată la UCSM Cluj Dinamo și-a învins în finală colega de club, campioana națională la U21 Ștefania Dobre, și privește cu încredere către competițiile viitoare. Este o competiție importantă, este de verificare pentru următoarele competiții și e important să am o performanță cât mai bună. Ce competiții importante urmează pentru tine pe plan internațional? La sfârșitul lunii avem un Open European, după care plecăm mai departe. Ne pregătim pentru campionatul mondial din luna august. Sportivii au fost monitorizați de pe margine de președintele Federației Române de Judo, care își pune mari speranțe în viitoarele evoluții internaționale ale sportivilor tricolori. Eu sunt un om foarte optimist și eu sper ca peste 2 ani sau peste 3 ani să reușim să dublăm sau să triplăm chiar numărul de participanți, care ar fi un lucru foarte bun. În contextul în care, dacă părinții o să înțeleagă că prin sport reușesc să-și educe copiii, am făcut deja o mare și vom face un mare pas înainte. Și judo este în multe țări dezvoltate folosit efectiv ca mijloc educațional. 150 de judoka legitimați la 40 de cluburi din toată țara au participat la Cupa României pentru seniori. Runda cu numărul 22 din campionatul județean a consemnat din nou doar 4 jocuri. Interesant este faptul că Baia de Aramă nu a mai făcut deplasarea pe terenul liderului, Mineria ajungând deja la al doilea meci consecutiv câștigat la Masa Verde. ASE Drobeta a reușit să se impună cu 2-0 în duelul cu Dunărea Gruia, datorită golurilor înscrise de Robert Sârbescu și Dorian Vasilică. În urma acestei victorii, severinenii se mențin pe treapta a doua a podiumului, la un punct în fața Recoltei Dăncău. Campioana sezonului trecut a luat și ea toate punctele puse în jocul cu Strehaia, după ce a învins cu 3-0. Reușitele roșialbaștrilor au fost semnate de Cătălin Chirfot, minutul 11:80, și Gabriel Enea, minutul 34. Totuși, cele mai multe goluri s-au înscris în duelul Real Vânjumare Pandurii Cerneți, numai puțin de 8. A fost 3-5 la capătul unui joc extrem de disputat. Multe goluri au fost și la Jirov, acolo unde ASE Corcova s-a impus cu 6-0 în meciul cu Viitorul Cujmir. Iată rezultatele complete ale etapei a 22-a. Etapa viitoare programează cel mai interesant joc al finalului de sezon și probabil disputa care va stabili ierarhia finală a podiumului. Recolta Dăncău primește vizita Minerului Mehedinți.